Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și vreau să vă transmit astăzi o idee, pentru că tocmai m-am întors din Spania, unde am fost 8 zile și am cutreierat în lung și în lat Andaluzia, am rămas și eu cu niște lucruri importante. Sunt mai multe, dar eu acum vreau să vă transmit doar o idee din toate cele multe pe care o să le dezvolt ulterior, poate altă dată. Dragilor, eu nu știu limba spaniolă, nu mă descurc, da? E ca o telenovelă, sună așa, dulce, frumos, e o limbă caldă, latină, îmi place, da? Rezonez cu ea, dar nu cunosc limba spaniolă. Dar în schimb, dragilor, am tot auzit niște cuvinte care mi-au intrat așa. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Dragilor, am auzit atât de des aceste cuvinte care înseamnă liniștește-te, calm, calm. Nu te neliniști, da? Nu te preocupa, nu te preocupes, nu te neliniști, nu te agita, tranquilo, ușurel așa. Dragilor, spre deosebire, de exemplu, de Gibraltar, unde am trecut în Marea Britanie și acolo spiritul este destul de activ și destul de dinamic și destul de agitat, aș putea să zic, ca și la noi, da? Acest nu te preocupes, parcă nu-și mai avea locul. Tranquilo, tranquilo, parcă simțeam nevoia să aud din nou acest cuvânt care inspira și în același timp îndemna la a mai rări ritmul, să zic, da? Atunci când suntem foarte agitați, dragilor, nu numai că nu găsim soluții, nu numai că ne facem noi nouă rău, nu numai că accentuăm, ca să zic așa, o stare de lucruri negativă și tensiunea și presiunea care se creează, energia care se creează, nu este deloc benefică nimănui și nicăieri în nicio situație. Atunci când ne liniștim și avem și mai multă claritate în gânduri, putem să luăm decizii mai bune, ne relaxăm. Această stare de relaxare este foarte importantă. Relaxare mentală, relaxare spirituală, relaxare în suflet. Rămâneți cu asta. Tranquilo, nu te preocupes. Și ne va fi mai bine.